Cum vedeți voi energia lunii mai? Măi, din punctul meu de vedere, energia lunii mai se transformă într-un foc. Adică, cumva, focul din astrologie vine un pic cu o tendință foarte mare de foc. Și când zic foc, mă refer la foc la inimioară, foc la ceea ce înseamnă partea de manifestare a noastră. Nu foc la casă sau la instalație, ba, nu? Da, și asta undeva, cel puțin în Europa, vom auzi de foarte mult foc. Adică vor fi niște evenimente naturale, de la secete, la incendii și altele care se vor tot derula și vom vedea asta pe parcursul anului. Dar, din punctul meu de vedere, energia se transformă așa într-un foc. Da? Pasiune? Deci focul ăsta, poate fi și pasiune, bineînțeles. Trebuie să știm să-l gestionăm. Nu e rău să fie pasiune canalizată, corect. Luna, către obiective. Luna mai are un aspect astrologic particular, pentru că până pe data de 23 este în construcție, under construction, un aspect foarte frumos pe cer, și anume sextilul dintre Jupiter din Taur și Neptun din Pești. Am spus, Jupiter va ieși din Taur ulterior, imediat după conjuncția la Or Perfect, pentru că ea se produce la gradul 30, deci în ultimul grad al semnului Taurului. Și pe 26 deja Jupiter va trece în semnul Gemenilor. Dar de pe vreo 20 aprilie până pe 26 mai vom avea acest vârf de intensitate astrală al sextilului dintre Jupiter și Neptun. În mai vorbim despre atingerea unui apogeu în ceea ce privește aspirațiile personale. De asta tot spuneam, aveți mare grijă ce vă doriți în lunile martie și aprilie, pentru că luna mai s-ar putea să vă întâlniți cu rezultatele dorințelor și foarte mult s-ar putea să exclame ce mi-am dorit, pentru că acum, iată, am și nu știu cum să scap de ceea ce am primit. Așadar vine un fel de recompensă pentru tot ceea ce ne-am dorit. Luna mai seamănă cu un vis îndeplinit pentru foarte mulți dintre noi, această relație dintre două planete grele, dintre Jupiter și Neptun, aduce materializare a unor idealuri înalte. Dar aici nu mai vorbim despre a schimba perdelele din casă sau a alege culoarea pavajului din fața porții, ci vorbim despre obiective și scopuri de viață, e vorba despre perspective, este vorba despre valori, este vorba despre principii pe care ni le clarificăm, este vorba despre a face diferența între, nu știu, libertate, calitate, calitatea oamenilor, dar ideal. Aș adăuga un pic că aceste lucruri, da, se întâmplă, dar se întâmplă pentru oamenii care cel puțin din 2020 au început să lucreze foarte mult cu ei. Păi, de asta am spus că vine ca o recompensă. Exact, dacă pentru cei care au făcut lucruri, pentru că nu stau acum luna viitoare și îmi pun sămânța și aștept să crească copacul de 20 de metri. Nu se va întâmpla asta. Dar da, pentru toți cei care au muncit în sensul ăsta, au pus energie acolo, luna mai da vine. Știi că, exact cum am zis, focul e o explozie. O explozie, cumva, a lucrurilor care ni le-am dorit, au stat latente în noi și acum au și posibilitatea de manifestare. Și mai puțin plăcute? Și. Energia focului conține și curajul. Da. Și e vorba despre o decantare care se face în luna mai între cei care au avut curaj și cei care nu au avut curaj. Este vorba despre cei care, de exemplu, de la pandemie încoace s-au luptat, au trăit în anxietate, au trăit în nostalgia vremurilor apuse, versus cei care s-au adaptat, au acceptat mai ușor, au înțeles încotro merge viața, încotro merge lumea și și-au construit o altă direcție de viață. Deci este vorba despre o lună mai în care se vede până unde a ajuns fiecare în ceea ce privește capacitatea de a se adapta la cursul vieții și de a face schimbări. Putem vorbi de niște zodii mai răsplătite, între ghilimele? În luna mai, zodiile de apă și de pământ sunt privilegiate, zodiile care fac sextil cu Peștii și cu Taurul. Ce recomandare ai avea pentru luna mai, fiind atât foc? Răbdare, înțelepciune și, în primul rând, recunoștință. Pentru că foarte mulți dintre noi vom primi lucrurile pe care le-am dorit, trebuie să știm să le gestionăm foarte bine, însă pentru cei care acest boom de energie vine poate cu încă o lecție de învățat, să accepte acea lecție, pentru că vor fi și astfel de oameni. Acceptă-ți faptul că nu ai făcut cel mai probabil momentul respectiv, că direcția ta nu a fost una bună
și încearcă să schimbe neama cazul, pentru că mai ai șanse, nu este totul pierdut. Din punct de vedere numerologic, este o vibrație 4. Fără muncă nu se poate, asta ne spune 4 întotdeauna. Adică trebuie să faci și tu ceva, e vorba despre efort susținut în direcția îndeplinirii acelui ideal despre care am vorbit. Adică tu trebuie să te asiguri că atunci când te trezești, te-ai culcat deja într-un pat cu lenjerie mătăsoasă. Dacă te-ai culcat într-un pat de paie, când te trezești la realitate, tot acolo o să fii. De aici și proverbul, cum îți așterni așa dormi. Deci fiecare se va trezi în luna mai în realitatea pe care și-a muncit-o. Este o energie cumva tumultoasă, așa. Ați spus că este foarte mult foc în această primăvară. Ce avem de făcut să ne aliniem acestor energii într-un mod benefic sau să le integrăm benefic în viețile noastre? Mulți dintre noi ne dormim manifestare în momentul de față, da? Vrem să manifestăm tot felul de lucruri, am discutat sănătate, despre bani, asta, dragoste. Sănătate, bani, dragoste. Este absolut firesc să ne simțim împliniți și pentru asta eu recomand ca toată această primăvară să facem un simplu ritual, un remediu, să-i spunem, folosind niște lumânări și niște foi de dafin. Se poate face în fiecare săptămână, dacă vreți, acest remediu, dar să fie într-o zi de miercuri, fără dar și poate. Luați-vă niște foi de dafin pe care vă scrieți o singură dorință, dar de 3 ori, deci pe 3 foi diferite. Poate să fie 3, 6 sau 9 foi de dafin. Luați o lumânare de culoare albă, o lumânare lungă, și tapetați cumva cu frunzele de dafin acea lumânare legând-o cu ața. Dar este frunzele de dafin efectiv lipite cu dorințele voastre. Repet, să fie aceeași dorință. Puteți repeta asta în fiecare miercuri, dar nu mai multe dorințe în aceeași miercuri. Aprindeți lumânarea și dacă veți urmări efectiv cum arde lumânarea respectivă, veți vedea care sunt și blocajele. Pentru că dacă voi ați spus ceva ce este blocat, veți vedea cum flacăra se va face cumva mai mare, tocmai pentru că se deblochează această energie. Uh-huh. Dar cum spunem de fiecare dată, atunci când vrei să spui un remediu sau un ritual, trebuie să spui sufletul acolo, să crezi cu adevărat că acel lucru te ajută. Nu este suficient doar pentru să aprinzi acea lumânare. Pentru că mesajul se duce în toată structura noastră, care curăță, care transmite mai departe la domnul care materializează lucrurile. Astrologul ce remedii are pentru această primăvară? Din punct de vedere astrologic, nu putem recomanda decât autocontrol, cumpătare, ce autocenzură mai ales. Am vorbit despre reacții necontrolate, mai ales față de ceilalți, fermoar la gură. Dar nu aduce frustrarea asta? Nu. Că nu poți elibera? Nu. Cumpătarea, să spunem că este o virtute și tăcerea este o virtute. De asta se și spune că tăcerea este de aur, cel puțin primăvara aceasta. Pentru că reacțiile la stimul pot să devină extrem de se transformă niște cascade în relații care să conducă la dezastre, la rupturi, la separări, pentru că mai ales în luna aprilie, când vom avea Mercur retrograd, să ținem minte că Mercur retrograd, cum se zice, încurcă limbile și urechile. Prin urmare, una zice, alta se va înțelege, mai ales că e vorba despre o retrogradare în semnul berbecului. S-ar putea să ne repezim, să interpretăm greșit un cuvânt, s-ar putea să nu avem răbdare să ascultăm până la capăt omul și să tragem o concluzie greșită. Așadar, e bine să ascultăm mai mult, să ne abținem mai mult și să nu ne repezim la concluzii pripite. Știm că și energia culorilor este foarte importantă și, de asemenea, energiile ființelor de lumină, entităților de lumină cu care ne conectăm în această perioadă de ca foc. Ca și entități de lumină, recomand ca toată primăvara asta să lucrăm cu zadkiel. Zadkiel ne aduce destul de mult echilibru în sensul ăsta al comunicării și cumva ne putem gestiona mai bine emoțiile noastre și în relații foarte mult. Apropo de relații, sfatul meu că, ok, nu e bine să ții lucruri în tine, că chakra lui va fi afectată, dar vorbește într-o pungă mai târziu decât să ai acele zici în gând, da. Și ca sau scrie. Sau printre dinți. Exact. Și ca și culoare a acestei perioade, eu recomand galbenul. Galbenul ne aduce cumva destul de multă claritate, dar și protecție în același timp și ne dă și acel entuziasm de care uneori avem nevoie.
Dana, nu am abordat subiectul tău favorit, călătoriile. Este foarte important. Și vom spune că primăvara prezintă o sinusoidă cu vârf în luna aprilie. Prin urmare, vom avea lunile martie și mai destul de statice și o lună aprilie destul de predispusă la călătorii și la vești din străinătate. De altfel, evenimentele în registru internațional, politic, social, vor acapara scena, dar aprilie este o lună bună pentru drumuri, mai ales lungi, printre străini, în străinătate. Și încă ceva foarte important pentru această primăvară, sunt încurajate, din punct de vedere astrologic, sub semnul acelui sextil dintre Jupiter și Neptun, călătorile spirituale, călătorile în locuri ezoterice, în locuri înalte. Poate chiar Ierusalimul se redeschide și lucrurile vor fi mai așezate acolo, dar altfel Prislop la noi, Medjugorje în Bosnia sunt destinații apropiate benefice.